La finală acestei săptămâni va avea loc cea de-a 13-a rundă a ediției de campionat 2015-2016 a campionatului Ligia 3-a. În această etapă, singura grupare din acest eșalon care ne reprezintă județul are meci programat pe terenul echipei Urban din Titu, aflată în partea inferioară a clasamentului. Partida se va disputa pe stadionul Orășenesc sâmbătă, 21 noiembrie, cu începere de la ora 14. Înaintea acestui joc, Interold, Slatina se află în poziția de lider, cu 29 de puncte acumulate, în timp ce ocupanta locului 2, CN din Nicu Golescu Câmpulung, are contabilizate 27 de puncte. Echipa antrenată de Dan Oprescu a înregistrat până acum 9 victorii, 2 remize și o înfrângere. Interold este foarte aproape de a-și îndeplini obiectivul, acela de a deveni campioană de toamnă. Deși este favorită la promovarea în cel de-al doilea eșalon fotbalistic, soarta echipei alb-roșii este incertă în ceea ce privește cea de-a doua parte a campionatului, și asta din motive financiare.